Bună ziua, dragii mei, vă propun spre rezolvare o problemă de clasa 10. Dezvoltarea afișată pe tablă, A fiind un număr pozitiv, se cunoaște suma coeficienților binomiali de rang par, că este egală cu 128, și să se găsească termenul care îl conține pe A la a treia. Vă reamintesc că suma coeficienților binomiali de rang par este egală cu 2 la n minus 1. Nouă ni se spune că este egală cu 128, care înseamnă 2 la puterea 7, deci ne va rezulta n minus 1 egal 7, deci n este egal cu 8. Așadar, o să avem dezvoltarea a de mulțit cu radical de ordinul 4 din a plus 1 supraradical din a, totul la puterea a 8. Termenul general al acestei dezvoltări, tk plus 1, este egal cu combinări de 8 luate câte k, a la puterea radical de a de mulțit cu radical de ordinul 4 din a, totul la puterea 8 minus k, mulțit cu 1 supraradical din a, totul la puterea k. K trebuie să fie un număr mai mare sau egal, natural, mai mare sau egal decât 0, mai mic sau egal decât 8. Deci K trebuie să fie între 0 și 8. Efectuăm înmulțirile. Deci vom avea termenul general. Este egal cu combinări de 8 luate câte K. A la puterea 8 minus K. Ori A la puterea 8 minus K supra 4, ori A la puterea minus K supra 2, egal mai departe cu combinări de 8 luate câte K, A la puterea 8 minus K plus 8 minus K supra 4, minus K supra 2. Acest termen trebuie să-l conțină pe A la a treia. Așadar, egalăm puterea lui A la 8 minus K plus 8 minus K supra 4 minus K supra 2 cu puterea lui A la a treia. Și vom avea 8 minus K plus 8 minus K supra 4 minus K supra 2 egal 3. Aducem la același numitor și vom obține 32 minus 4K plus 8 minus K minus 2K egal 12. 40 minus 12 este egal cu 7K. 28 egal 7K, de unde ne rezultă K egal 4. Așadar, termenul care îl conține pe a la a treia este T5 și este egal cu combinări de 8 luate câte 4 de mulțit cu a la a treia, adică 8 factorial supra 4 factorial ori 4 factorial ori a la a treia. Acestea se simplifică, aici îmi rămâne 5 ori 6 ori 7 ori 8, deci vom obține 70 a la a treia. Vă mulțumesc!